Bună dimineața, urșii mei! Astăzi vă voi arăta toate mesele pe care le-am să slăbesc pentru că am luat câteva kilograme și vrem să le dăm jos, da? Sunt convins că și voi ați luat câteva kilograme și vreți să le dați jos, așa că stați până la sfârșitul clipului pentru că o să fie foarte interesant. O să vă dau foarte multe idei de slăbit, foarte multe idei de mese, o să vedeți absolut tot ce mănânc și vă puteți și voi inspira să începeți o perioadă de deslăbire. Eu o să încep ziua cu o cafeluță, din asta naturală, mi-am pus de aici cafeluță, da? Și mi-am făcut, nu este nutera aici. Am pus o linguriță de miere, din asta de rapiță, pentru că nu schimbă gustul cafelei și este foarte, foarte bună. Are și mai puține calorii decât zahărul și are foarte multe beneficii pentru sănătate. Iar aici avem niște păstură, pâinea albinelor. Este ceva foarte bun, este un supliment foarte, foarte bun. Uitați cum arată. O să consum și eu câteva bobițe pentru că este foarte bogat în proteină. 30% proteina, și este foarte bună și pentru sportivi, dar nu numai, da? Eu o să mă duc să fac niște sport astăzi, o să mă duc și la sală, o să facem și niște cardio pe bandă, pe plan întinat. însă este foarte bun și pentru oamenii normali, pentru oamenii care nu fac sport, pentru că vă ajută foarte mult ficatul să se regenereze, e foarte bun pentru oamenii care fumează, care consumă alcool, este ceva extraordinar. Aici am câteva bobițe, o să mai iau pentru că n-am putut să iau așa multe în mână, cu o singură mână. Mhm... Mm foarte bună, da? Foarte, foarte bună postura asta. Așa. Și să mai iau puțină. Trei de trei vârfuri de degete, așa, ajung, da? Foarte bună. Suplimentele acestea, abicule le puteți găsi pe site-ul meu, pe miertv.ro, dacă vă interesează. Eu mă bag acum să salvoresc cafeluța și apoi venim cu prima masă. Am coborât să-mi pregătesc prima masă a zilei urși mei și ia uitați ce am găsit aici în bucătărie. Mama mea a făcut o plăcintă cu mere, cred. Nu este pe aici. Cred că e în laborator. Pregătește niște miere. Ia uitați ce bine arată și <gântuță> cred că o să mănânc și eu vreo două bucățele. Pentru că suntem la începutul programului de slăbit și atunci când începi să slăbești, nu trebuie să reduci drastic caloriile și să începi să faci 2-3 ore de sport. Trebuie să o iei treptat. Trebuie să scazi între 10 și 20% din numărul de calorii pe care îl mâncai înainte adică un deficit foarte mic caloric și să încep să faci puțin la mișcare, da? Și pe măsură ce avansezi, începi să mai scazi din calorii și încep să mărești minutele de mișcare pe care le faci, pentru că numai astfel poți să avansezi, nu e bine să faci crash diet, să cobori într-o dată foarte mult calorile și să începi să faci foarte mult sport, pentru că nu vei putea susține acest lucru foarte mult timp. Așadar, aici mi-am pregătit prima masă a zilei, o să fie ceva foarte simplu, nu trebuie să mâncați ca mine, astea sunt doar niște idei, nici eu nu în fiecare zi același lucru, dar este foarte important să avem proteină la fiecare masă, să avem 3-4-5 mese pe zi și bineînțeles micul dejun este foarte important pentru că venim după un fest în care am dormit și de aceea un mic dejun bogat în proteine este foarte, foarte important. Haideți să vedem ce am pregătit aici, avem două filițe de pâine din asta, intermediară de la Velpitar, haideți să vedem și ce conține ea. Ia uitați bine că scrie mare pe asta. Avem 246 de calorii pe 100 de grame și proteine avem 8,7 grame de proteine pe 100 de grame. Aici avem aproximativ 50 de grame de pâine, cam 4 felii au 100 de grame, da? Iar peste felia asta de pâine o să punem niște tele mea din asta de vacă de la Hockland. Din asta am în casă, are 279 de calorii pe 100 de grame și 15 grame de proteină. Deci și brânza asta e foarte bună pentru că are foarte multă proteină. Și drept are mai multe calorii, dar nu o să mâncăm foarte multă. Aici avem un șfile. Asta are 102 calorii pe 100 grame, adică toată folia asta. Și are foarte multe proteine. Are 19 grame de proteine, da? toată folia asta. Și bineînțeles că semnișurile acestea deschise vor merge foarte bine cu niște fructe niște legume, dar eu nu am, așa că o să bag un iaurt în ăsta de la Napolact, 0,1% grăsime. Haideți să vedem și valorile nutriționale. O să las asta jos ca să pot să focusez mai bine. Mm -hmm. Deci are 33 de calorii pe 100 de și proteine are 3,8 grame pe 100 de Asta are 330 de grame. Deci avem foarte multe proteine și de aici. Ok, cam așa arată micul meu dejun. Vedeți, n-am pus foarte multă brânză. Am pus toată folia asta de 100 grame de mușchi. Am desfăcut și iaurtul ăsta pentru că o să meargă foarte, foarte bine. Așteptăm să vină sezonul roșilor. Am fost în Carrefour și am văzut că niște roșii sunt mai bune așa, sherry, sunt extrem de scumpe. 300 grame sunt 19 lei. nu vine să cred că de scumpe sunt. Și am preferat să nu mai îmi cumpăr roșii. Așa că mi-am cumpărat niște iaurt din ăsta de băut, da? O masă foarte simplă, o masă foarte bună, cu foarte multe proteine, avem și carbohidrați da, de la pâine, avem și grăsimi, este o masă completă, foarte ușor de făcut și vă mai spun încă o dată, nu trebuie să mâncați neapărat ca mine, puteți să mâncați orice vreți voi. Astea sunt doar niște idei de mese, nici eu nu mănânc în fiecare zi la fel, o să încerc să mai fac clipuri și să vă mai arăt diferite mese. E cu aia? Asta e cu mere și am făcut și cu două Și ce, ce ai adus? Nu pot să cred ce ai adus. Și <gângă> eu mănânc din astea. E caldă asta, să promine, noi. Mamă, ce bine arată. Și e caldă. Ai încălzit tocmai? Nu. Vai de mine. Hai, mm. e capul meu ce bună e. Mm. Ia să gustăm și din cărmatul ăsta. Mamă. Mm -hmm. Cu niște ouă în Mamă, ce mergea. În fine, poate să mănânc și o astea. Acum o să luăm micul ăsta de o să, să mergem sus să-l mâncăm. Și trăjitura asta, cred că o să mâncăm mai târziu, pentru că nu pot să mănânc chiar atât de mult dimineață. Nu prea am pofte de dulce, de obicei dimineață când mă trezesc. Poftele mele de dulce sunt uh, mai mult seara. Așa că o să mai păstrăm din calorii pentru mai încolo, pentru atunci când uh, vor veni poftele. De ce de mere prăjitura asta până la urmă? Am vrut acum cu mama, a zis că a făcut două tăvi, una cu mere, una cu dovleac. Aia cu dovleac în magazie, asta de mere e aici. Super bine, o să mănânc cu mere, cred, pentru că îmi place mai mult. De fapt, de mai încolo, n-are sens să ne mai gândim acum la prăjituri, pentru că trebuie să mâncăm asta, mai stăm o ora, cam așa, și după aia mergem la sală. Dar nu uitați să mâncați neapărat ceva dimineață, pentru că este foarte important să avem niște proteine în sistem, mai ales dacă vrem să punem și masă musculară și ne antrenăm cu greutăți. Am mai trecut încă o oră de când am mâncat și acum este momentul să plecăm la sală, așa că o să fac un sirop din ăsta, din pulpă de cătină, până mergem la sală, pentru că este foarte, foarte bun nu știu ce nu focusează asta. Haideți să mai încercăm o dată să vi-l arăt. Da, este un sirop făcut de mine, de părinții mei. Este foarte, foarte bun, nu conține nimic altceva în afară de pulpă, de cătină și miere. O să punem cam atât. Se face ca orice sirop din ăsta din comerț, însă acesta nu este făcut cu zahăr și nici nu este fiert, este făcut la rece. O să punem niște apă, de data asta apă plată pentru că nu am apă rară și o să-l bem apoi, o să mergem la sală, pentru că o să-mi dea foarte multă energie și are foarte multă vitamina C, foarte bun și pentru imunitate sucul ăsta, da? Am venit de la sală urșilor și acum chiar am poftă de ceva dulce. Acum o să mănânc niște plăcintă din asta. Uitați, mi-am pus aici. Avem două bucăți de plăcintă cu mere și una cu, de asta, cu dovleac. De asemenea avem și foarte multe fructe, după cum puteți vedea, și o să mai mănânc și un din asta. Tot așa. Este dulce, este bun, are 26 de grame de proteină, pentru că am nevoie și de ceva proteină. Haideți să vă arăt câte calorii are. Are 83 de calorii pe 100 de grame, exact ca budinca aceea proteică. Are, hai să vedem, are 400 de grame și este bun, am mai, am mai băut. Practic este lapte proteic cu banane și cu ciocolată. Și toată chestia asta de 400 grame are în jur de 300 și un pic de calorii și 26 de grame de proteină. Foarte bună, da? S-a făcut ora 8, iar pentru masa asta avem ceva extraordinar pentru slăbit. Avem o masă foarte, foarte bună și foarte mare, care conține foarte puține calorii. Avem uh, foarte multă proteină, avem vreo 200 grame de piept de pui aproximativ 40 de grame de proteină, pieptul de pui are 130 de calorii pe 100 de grame, lângă avem 300 grame de cartofi natur, cu foarte puțin unt pentru că oferă un gust mai bun și pentru puține grăsimi și cu niște busioc din ăsta uscat. Cartoful la fel este foarte bun pentru slăbit pentru că are decât 87 de calorii pe 100 de grame, iar lângă avem urături din astea asortate, ia să punem și noi aici, niște din asta și castraveți tot așa murați. Murăturile sunt foarte bune pentru slăbit pentru că au foarte puține calorii, undeva la 20 de calorii pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că putem să mâncăm foarte multe. Într-adevăr sunt un pic sărate, conțin mai multe sare, dar să știți că dacă faceți efort și transpirați foarte mult, sunteți o persoană activă, o persoană sportivă, nu este nicio problemă, da? Sărurile sunt foarte importante pentru organism, mai ales pentru cei care transpiră foarte mult și pierd foarte multe săruri. Așadar, cam asta este masa din seara aceasta. Mă bag să mănânc, vă urez poftă bună tuturor! După o oră jumate, după ce am luat masa cea mare, o să mănânc și desertul, pentru că n-am putut să mai mănânc atunci. S-a făcut ora nouă jumătate și avem aici fructe. Da, avem foarte multe fructe diferite, pentru că sunt foarte bune în micronutrienți, au foarte multe vitamine, minerale și pentru că au foarte puține calorii și ne ajută la slăbit. Toate fructele au până în 50 de calorii, mai puțin strugurii, care au vreo 75 de calorii pe 100 de grame și bananele care au 90 de calorii pe 100 de grame. Restul au foarte, foarte puține, 30, 40, 50 de calorii pe 100 de grame. De asemenea, ora la care mâncăm fructele nu contează, da? Nu o să ne îngrașă fructele pentru că le mâncăm seara. Eu deja le-am gustat și sunt extraordinare. Să mă bag acum să termin farfuria asta și nu o să mă simt vinovat că mănânc fructe seara, da? Asta e cea mai mare prostie. Ar trebui să te simți vinovat dacă mănânci un cor cu ciocolată, dacă mănânci o ciocolată, dacă mănânci înghețată și alte prostii. Dar niciun caz de la fructe, pentru că foarte mulți oameni au o fobie așa de fructe, mai ales seara, au impresia că te îngrașe foarte mult, când de fapt ele au foarte puține calorii pentru că au un conținut foarte ridicat de apă, de aceea cântăresc mult, sunt grele și au foarte puține calorii, da? datorită conținutului bogat de apă. Mâncatul fructelor seara este doar un mit. Fructele nu îngrașă, fructele au fructoză într adevăr, dar într o cantitate foarte mică și sunt pline de fibre și de aceea fructoza aceea nu ne zahărul acela nu ne uh, face rău, da.